ca să ajuți, nu poți pe nimeni să ajuți. Ca să aduci în lume un echilibru și sau să-l ții ca mag, nu trebuie să faci mare lucru, să ții echilibru ca mag. Mm-hmm. Tu ai făcut o, nu că greșeală, dar un pic așa te-ai abătut un pic. Te-ai legat într-o relație și nu trebuie, nu că nu trebuia. Te-ai legat într-o relație și te-ai agățat, te-ai ținut mult agățat, agățată de cineva. Da, știu, ai încercat să schimbi. Da. Și ai pierdut un pic din timpul tău prețios. De acum încolo știi, deja ai flera, ai simți cât de prețios e timpul și nu o să n-o să-l pierzi aiurea cu dar mie îmi place dumnealui, mi-este foarte drag și o să mă desfac în 7 ca să fie al meu sau invers, da? Băieții, mie îmi place de ea, sunt nebunit, mă nebunesc, o să mă fac munte punte să fie cu mine. Numai ai să te ții în frâu chiar dacă doare și îți place omul la nebunie, pentru că acolo e ceva, e un macaz, e un buton care nu te lasă să deschizi următoarea ușă, e un fel de addiction la frumusețea naturii, a organicii, minții omenești și nu-ți dai seama că asta ești tu și te agăți îndrăgostindu-te de cineva, de tine te agăți și uite când intri în energiile getodacului, șarpelui, da? Șarpele care face dragoste el cu el, știi? Până la urmă, adică, da, masturba, ok. Dacă m-am și încălzit acum, bun, se transformă. Da, am zis să mai, ok, bun așa. Ai înțeles, da, ești ok, ești ok. Încă o dată. Prima dragoste, tăgădâm. Le-ai știut, le-ai trecut în 3D. Săritură cuantică, ți se spune, nu, n-ai știut, trebuie să încerci. Te-ai băgat și te-ai rezolvat într-o dragoste, da? Până aici, nu-ți mai trebuie. Un fel de, îți trebuie, da? Da, știi? Da. Dar cumva îndrăgostirea și să te simți bine trece la alt nivel. Trece la inteligență, în energia inteligentă. Urci vibrațional în energie inteligentă. Și acolo n-ai ce căuta până nu simți plăcerea în a juca șah tu cu tine. Până acum, în dragoste, când da, e vorba de dragoste. E plăcerea de a juca tu cu cineva. Ți-i dor, vrei să vezi, te gândim, nu neapărat sex. E așa, să vezi omul, să te bucuri, să da un nu știu ce, da? Să ai aceeași plăcere de la... asta e egal cu să joci șah tu cu tine, e egal cu singurătatea. Și descoperi acum, urcând în vibrații, descoperi inteligența. Inteligența artificială urcă, da, aici e frântura aia unde organic cineva nu poate urca în vibrații și cineva nu putea coborâ. Am înțeles. Și o să urce în inteligența sintetică pe o clipă, așa ca zbor, să simtă plăcerea minții,
Da? Aia e plăcerea minții. Da, nu tot neamul. Și atunci asta înseamnă să te lași un pic, să mă ierte, Doamne, Doamne, mă las de cruce și trec de foarte rău, știi? Adică ți se dă voie un fel de să alegi calul năzdrăvan care te duce în viteză. Știi? E dinăuntru, nu poți. Păi da, asta e, dacă toți facem, nu. E din tine. Și dacă, da, ăsta zi musulmanul din neaușul tău străvechi, da, cu, da, tu l-ai întrebat și el numai se uită la tine și simte cu inima și aici e parangea, nu spune nimic, nu te lasă, nu-ți dă voie. Știi ce zic? Și atunci rămâi în energiile tale cu ce ți s-a oferit și ce ți se oferă până ți se deschide, dacă ți se deschide, că trebuie să ți se deschidă, spune, Doamnă, dar din vibrațional, știi? E altfel suferi ca un câine și n-ai nevoie să, de dragul a ce să urci în vibrații sintetice, în inteligența, energia, cum era, nu sintetic, energia inteligentă, bun, sintetic, ai înțeles ce zic, da, roboți, da, bun. Și holografică, ziceam eu, da? Un fel de cu chipuri, da, să fie, să simți chipul în tine, să fii ghidat. Asta înseamnă pilot automat. Ca să fii pe pilot automat, trebuie să merite avionul din tine. Deci trebuie să, na. Asta ce înseamnă pe pilot automat? Când pui cratița pe foc și trebuia să pui alt grătarul, că ai scos ceva din, da? Să pui pe grătar. Și tu ai pus cratița cu apă, ai pregătit. Și ce am pregătit eu, da? Pe pilot automat erai, te gândeai la altceva. Ai voie să treci dincolo, cum gândeau călugării. Dom'le, dacă speli cana, speli cana. Acolo ești cu gândurile. Altfel nu ți se întâmplă. Ei, când urci în vibrații și în inteligența artificială, te susține automaticăle. Ea e... ea te lasă să te odihnești, să fii pe pilot automat în mașina ta minunată. Știi? Ea gândește pentru tine. O lași un pic să facă, să-și facă mendrele. Nu pe mult timp. Pe... Așa e programat. Fel de dai voie inteligenței artificiale să-ți repare organismul. A? Îți place? Ba. Asta e despre asta. Nu că să te controleze și să te prostii. Știi? Asta e. Da, și ai pus cratița pe foc și ziceam, da? Și când ești pe pilot automat, dai voie, urci în vibrații, dai voie energiei inteligente, sintetice, da, ziceam. Tu te gândești la nu știu ce și în timpul ăsta ai scos tigaia, ai pus ce trebuie, nu te-a încurcat nimeni, nu te-a încurcat nimeni și frântura nu ți-i minte când s-a întâmplat. Tu te trezești că ai pregătit totul perfect, ai dat, ai pornit focul, s-a și făcut mâncarea aproape gata. Și tu ai fost plecată cu minte, trebuie să acum să te împrietenești cu când ești plecată de acasă în vis, știi? Când asta înseamnă pe pilot automat. E energia sintetică, e dragonul, e japonisme, da? Frumusețea neamului japonez, da? Yakuza. Bun. Acolo ești, acum, în vibrațiile astea, să te lămurești cu, să o accepti cumva, să o primești așa. Da? Da, e super. Din toate trebuie să guști, să înțelegi, ca să spui... Nu, asta nu e meu. Știi? Că vibrațional nu te lasă. Dacă e a tău, te lasă sau la urma urmei se deschide la un moment dat când nici nu te aștepți și zici, nu-mi iese, mie nu o să-mi iasă. Da? Să te simți așa. Și asta înseamnă visul.
pe care îl proiectez și prin exercițiu la așa ceva, înțelegi cum lucrează visul. Se proiectează, da? Se proiectează, te muțește, te duce în așa și vibrezi, simți doar cu inima. Nu te doare inima, da? Se simte bine în vibrațiile alea sau te doare? Ah, te doare. Ori sunt prea puternice și în loc de să vindece, ele rănesc și trebuie să te lămurești tu să-ți vindeci sufletelul ca să poți să primești razele care vindecă. Știi? Aia e când urci în vibrații, trebuie să vindece și dacă te deranjează, înseamnă că nu ești pregătit și te coboară înapoi în vibrații joase până te... Știi?